Președintele Parlamentului Zinaida Greceanu și premierul interimar Aureliu Ciocoi se pronunță împotriva instituirii stării de urgență la nivel național pe motiv că va afecta foarte grav economia. Ei pledează însă pe instituirea unor restricții mult mai dure pentru a opri răspândirea virusului COVID-19. Anunțul a fost făcut după întâlnirile celor doi demnitari care au discutat situația epidemiologică și economică din țară. Zinaida Greceanu și Aureliu Ciocoi au făcut un schimb de opinii privind măsurile care se impun în situația gravă creată atât în domeniul sănătății cât și în cel economic și social. Demnitarii au discutat despre eventualitatea asumării și instituirii unor restricții mai dure care să atenueze impactul pandemiei, însă fără instituirea lockdown-ului, așa cum a propus președintele țării după ședința din weekend a Consiliului Suprem de Securitate. Șeful legislativului și premierul interimar sunt de părere că astfel de acțiuni vor lovi dur în mediul de afaceri și în economia națională, care și așa se află în criză. Instituirea unui lockdown de către Maia Sandu este criticată de președintele Partidului Socialiștilor Igor Dodon. Această recomandare este una negândită și vicioasă. Avem un președinte lockdown depășit de situație, a declarat liderul PSRM într-o postare publicată pe o rețea de socializare. Igor Dodon a precizat că șeful statului fuge de responsabilitate în această situație dificilă și așteaptă ca alții să vină cu soluții și cu asumarea răspunderii. Maia Sandu vrea blocarea tuturor proceselor economice și instituționale, forțarea oamenilor să stea închiși în case. Această propunere nu ia în calcul consecințele sociale și economice. Este o soluție irațională în aceste timpuri, a declarat Igor Dodon. Președintele PSRM susține că de câteva săptămâni face apel la dialog și unitate pentru depășirea crizei în care ne aflăm. În calitate de lider al principalului partid din Parlament, dar și în calitate de ex-președinte al țării, nu pot privi indiferent cum țara se scufundă în haos și criză. Dacă aveam astăzi un guvern de plin funcțional, vă asigur că situația era deja stabilizată și cetățenii mai în siguranță. Țara a pierdut deja o lună fără un guvern din cauza ambiției Maia Sandu, a mai adăugat Igor Dodon în postarea sa. Președintele socialiștilor a mai precizat că un nou refuz de a desemna premierul, procedura care legal urmează să fie soluționată până în 23 martie, este o acțiune clară de sabotare a funcționării principalelor instituții ale statului, care treptat nu vor mai fi capabile să gestioneze criza pandemică.